primare și sunt manager resurse umane în Alumențican din luna septembrie anului 2019. Doamnă, ce înseamnă fabrica asta de fapt? Cu ce se ocupă și cine lucrează aici? Specificul, tipul de activitate al fabricii este prelucrarea aluminiului și bineînțeles că lucrăm cu oameni. Din punctul meu de vedere al resurselor umane, partea tehnică este importantă, bineînțeles, dar oamenii sunt mai importanți decât ce facem noi aici, pentru că fără oameni știm foarte bine că nu avem nicio activitate. Câți oameni lucrează aici? 225 în momentul de față. La volumul pe care îl văd și la 40 de hectare? Numărul pare mic și pentru că avem utilaje foarte performante și nu este necesar să existe un număr mare de oameni pe schimburi, de exemplu. Dar, bineînțeles, terenul mare pe care îl vedeți în jurul nostru este pentru viitor, pentru extindere și pentru a construi mai mult. O parte sunt specialiști și o parte i-ați școlarizat dumneavoastră. Da, specialiști fiecare în domeniul lui și cu cât este mai mare o companie, cu atât este mai specifică munca, spre deosebire de companiile mici unde faci de toate. Aici avem foarte bine delimitate sarcinile între departamente, mai ales pe colegii din extrudare și turnătorie, dar nu numai, într-adevăr, pe ei trebuie să-i școlarizăm, pentru că este o activitate specifică, nu se învață în nicio școală în momentul de față ce fac ei aici. Sigur că dacă m-ar interesa ceva deosebit despre mersul fabricii, v-aș întreba pe dumneavoastră și vă întreb, dacă ar veni un grup de specialiști să se angajeze la dumneavoastră, îi angajați? Îmi păstrez ideea și vă spun că angajăm oameni. Da. Din punctul meu de vedere personal acum și reprezentând compania Alumențican, extrapolăm, punem accentul foarte mult pe tipul omului și pe atitudinea pe care o are omul. De învățat se învață orice și știți că la interviuri majoritatea oamenilor spun sunt dispus să învăț orice, dar contează foarte mult calitatea umană. Presa întotdeauna pune întrebări și nu întâmplător. Este mai ieftin ca să pregătești oamenii decât să-i aduci gata pregătiți? Depinde. Putem găsi oameni gata pregătiți și să se potrivească perfect cu cultura organizațională. Da, am înțeles. Doamna directoare, cu ce se ocupă fabrica aceasta? Prelucrarea aluminiului. Adică? Adică, reciclăm aluminiul. Acesta este un lucru foarte important și pune mare preț pe mediu și pe menținerea mediului așa cum trebuie. De asta avem și un departament dedicat. Înseamnă că aveți o turnătorie formidabilă. Avem o turnătorie formidabilă care are fix un an de la prima turnare. Sunt peste 30 de angajați în turnătorie. De acolo pornește totul. Ei prelucrează aluminiul, îl topesc și îl transformă în materie primă pentru partea de extrudare, unde se prelucrează exact produsele finite. Să-i liniștesc pe oamenii din județul Satu Mare că nu este periculoasă pentru populație această fabrică. La ce se gândesc oamenii? Că praful de aluminiu, fiind ușor, se împrăștie și merge pe 60 de kilometri și este dăunător. Nu este vorba de așa ceva. Nu este vorba de așa ceva. După cum am spus, avem tehnologie foarte performantă și n-au fost doar niște vorbe în vânt. Partea de mediu chiar este prioritate pentru noi și au fost inclusiv dezbateri publice în zonă unde am participat personal. S-au făcut studii mai mult chiar decât prevede legea pentru a asigura vecinii din jurul nostru și angajații noștri că suntem în siguranță. Pentru că eu n-aș fi aici dacă aș bănui măcar că nu sunt în siguranță. Da. Pentru că ieri a fost ziua femeii. Câte femei lucrează de fapt 60. Aici? Și toate le știți, doamna. Păi le știu, că tocmai am pregătit. Da. 60. Le-am pregătit niște cadouri pentru ele și le-am numărat încă o dată. 60. 60. Din 200... Din 225. 20, da. Nu faceți deosebire la angajări. Nu. Pregătirea contează în domeniu și dorința de a lucra. Am văzut acum niște elevi care au venit cu roboți realizați de ei să, pe semne că o parte dintre ei vor fi salariații dumneavoastră. Posibil, posibil, nu excludem lucrul acesta, dar să știți că
Acum, ce vedeți dumneavoastră sunt, de fapt, două grupe din două proiecte diferite pe care le susținem ca și companie. Avem mai multe proiecte de CSR pe rol. Cele două echipe de robotică sunt o parte, o echipă pe care o sponsorizăm pentru că participă la concursuri de robotică, este o echipă de la din Satu Mare. Acum urmează etapa națională a concursului, da. Și ei sunt calificați. Ne fac vizite destul de des și ținem foarte aproape cu ei pentru că vrem să înțeleagă exact ce facem aici și dacă își vor dori să vină aici cu mare drag, eu nu vreau să... Chiar nu este nimic din interes făcut. Noi ne dorim să-i sponsorizăm pentru că prin darii se vede de la o întâlnire la alta cum sunt tot mai încrezători în ei. Iar cealaltă echipă pe care ați văzut-o sunt niște copii de la școala din Medieșu Aurit, unde iarăși suntem foarte aproape de ei cu tot felul de proiecte, dar acesta în special este un proiect împreună cu partenerii noștri de la Smart Academy din Satu Mare și le mulțumim și lor, sunt foarte aproape de noi și se implică în viitorul copiilor. Așa să și notați, viitorul copiilor, nu al companiei noastre, nu al companiei Smart Academy, pentru că copiii vor pleca fiecare unde vor dori. Da. Bineînțeles că ne dorim să îi reținem cât mai aproape de noi. Dar dacă nu vor fi ei, vor fi prietenilor, vor fi vecinilor, vor fi părinților, de ce nu? Așa. Mai avem proiecte cu școlile din județul Satu Mare, Colegiul Național Mihai Eminescu, avem un proiect, mergem o dată pe lună la o clasa 8-a și o clasa 11-a. Vrem să-i ajutăm să-și înțeleagă viitorul, să-l înțeleagă în primul rând și pe urma să înceapă să-l construiască ei, să nu aștepte să termine școala, să le spună părinții ce au făcut. Vreau să înțeleg că intrați în liceu. Intrăm în liceu în fiecare lună, în clasă și o oră întreagă, îi ajutăm să se cunoască pe ei în primul rând. La fel și la școala din Odoreu, avem două clase a 8-a, mergem regulat la ei și de la o întâlnire la alta se vede că sunt mai încrezători și încep să se gândească, dacă dintr-o clasă întreagă de 30 de copii, măcar 3 se gândesc altfel la viitorul lor după întâlnirea cu noi, e un câștig deja. Îmi place că vă gândiți la educație, întotdeauna vă gândiți la copii, vă gândiți la generațiile care se perindă pe aici, întotdeauna împrospătați oamenii, sunteți un director deosebit. Practic, cine este managerul acestei întreprinderi? În momentul de față avem... directorul general al grupului Alumenzican, da. Grupul nostru este compus din 3 firme, una este cea din Medieșu Aurit, mai este una în Austria și una în Elveția. El este cel care ne managerează în momentul de față și, bineînțeles, suntem linia de manager pe departamente. Tocmai urmează în sala asta să avem întâlnirea săptămânală pe care o avem în mod regulat, de management, în care discutăm proiectele pe rol din săptămâna aceasta. Nu știu cine este, că nu-l cunosc, dar a ales foarte bine pe managerul. Este pasionat și el de resurse umane și cred că a înțeles foarte bine rolul resurselor umane și investește, și când zic investește, nu mă refer la bani, în resurse umane. Vreau să vă întreb înainte de a încheia, să știe lumea care ne vede și ne ascultă, de unde luați fondul, baza materială? Păi o parte o achiziționăm, avem colegi de special, se ocupă de acest lucru, de achiziție de materie primă. O parte se refolosește, am spus, reciclăm aluminiu din ce extrudăm noi, da. Și deocamdată este suficient. Există deocamdată materie primă, nu o ducem lipsă. Înseamnă că turnătoria este cea mai importantă secție. Este prima secție din lanț. Da. E periculos în turnătorie. Să vă spun că tatăl meu a lucrat și socrul meu amândoi vreo 30 de ani, 40 în turnătorie. Și unde? În Baia Mare. Baia Mare. Și am vizitat copil fiind, nu mi-a fost niciodată frică și probabil de asta sunt mai aproape un pic de turnătorie. Nu cred că este la fel de periculos, poate fi și să mă plimb pe culoar. Au condiții de excepție cei de la turnătorie? Au echipamente speciale, în primul rând, da. Diferite față de cei din extrudare. Lapte, sifon. Au apă minerală și au o soluție, nu vreau să-i dau numele, care conține minerale, tocmai pentru a completa. Da. Ei transpiră mult, da. Mai ales vara. Au vestiare, au acele, se bucură de condiții... Dușuri. Vreau să mai întreb, gazele astea care se emană, unde merg? Nu știu să vă spun, gazele nu sunt
prioritatea mea, va ajuta colegul de la mediu, dar da. Nu... Nu, nu e periculos, e important. Nu, nu. Asta e important. Nu, dar sunt, v-am spus, sunt studiile pe care colegii mei le-au făcut publice și au fost dezbateri publice, unde a reieșit că suntem foarte mult sub nivelul admis. Foarte da. Mult. Și acum, practic, ce fabricați aici? Profile pentru industrie. Poate fi industria construcțiilor. În momentul de față, construcții, ne pregătim pentru automotive și aeronautică. Da. Nici nu-i pretențios. Din grup... Nici nu-i pretențios. E, chiar... Sunteți modestă. Sunteți modestă. Ați spus că mai aveți și 3 fabrici din acestea. Da. În Elveția. Și Austria. În Austria și aici. Da. E vreo diferență între ele? Între ele este diferență. Fabrica din Elveția are exact același profil pe care îl avem noi aici. Fabrica din Austria produce profile care continuă activitatea noastră de extrudare. Tot pentru industria aeronautică da. Și automotive. Deci e o legătură. Este o legătură. Ce pot să vă spun despre fabrica din Medieșu Auris, spre deosebire de alte firme de producție din județul Satu Mare și județul Noara Mureș, de ce nu? Noi nu suntem aici în Medieșu Auris o ramură a fabricii din Elveția sau Austria, ci dimpotrivă, noi suntem pilonul principal și toate forțele se vor îndrepta încoace. Este un lucru important pe care candidații care ne-au vizitat l-au înțeles și chiar avem planuri mari cu această fabrică. Mă bucur că spuneți lucrul ăsta și înseamnă că nici nu sunteți modestă. Chiar spuneți adevărul și e bine. E bine să știe lumea că este avem o fabrică deosebită. Este un moment în care construim. Pentru această etapă din fabrica Alumenzicon este nevoie de oameni care vor să construiască. Da. Și acesta e un lucru foarte important, pentru că peste 5 ani, cei care au fost aici la început vor avea așa o mândrie că au pus umărul la ceva important. Vă mulțumesc, vă doresc succes în tot ce faceți. Mulțumesc. Felicitări celor 60 de femei. Mulțumesc, le transmit. Și în mod deosebit, le doresc sănătate multă și la mulți ani și la toți salariații dumneavoastră care sunt, cred, niște oameni deosebiți, atașați deja acestei fabrici. Unul și unul, vă spun eu. Da. Vă mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu. Bună ziua, numele meu este George Horea Adrian, sunt profesor de matematică informatică la Liceul Tehnic Ionice Brăteanu. Un nume frumos, Ionice Brăteanu. Ce legătură aveți dumneavoastră cu această fabrică care a devenit deja pe buzele tuturor un nume, un prestigiu extraordinar? Pe noi ne-a legat un proiect de parteneriat în robotică. E un proiect deschis de Asociația Nație prin Educație de la București. Ei au adus prima dată această paradigmă STEM în România. STEM înseamnă știință, tehnologie, matematică, informatică. E o chestiune modernă care îi implică foarte mult pe elevi în construirea de roboți, pentru că construirea unui robot nu înseamnă doar construire propriu-zisă, ansamblare mecanică, ci și proiectare 3D, programare, design și foarte multe alte chestiuni. De ce avem noi legătură cu această fabrică minunată de la noi din județ? Pentru că, deși nu sunt în municipiul reședință de județ și sunt aici la Medieșu Auris, la ei am găsit o deschidere importantă și o atracție față de acest proiect, nu numai prin proiectul nostru de parteneriat și finanțare, cât și prin implicarea unui inginer de aici, de la fabrică, domnul Pop Andrei, care este doctorant în robotică și vine voluntar după orele de serviciu și se ocupă de elevi în coordonarea echipei pe partea tehnică. Da, am auzit că ați participat la un concurs deosebit, ați luat și un premiu deosebit și urmează ceva. Da, am participat la mai multe jocuri demonstrative care s-au desfășurat premergător etapei regionale de la Cluj-Napoca.
La Cluj-Napoca am participat în perioada 6-9 februarie la regional, la etapa regională, unde ne-am calificat pe un loc onorabil la etapa națională, obținând și un premiu 2 la Motivate Awards. Și ce urmează? Urmează în martie, în luna martie, în perioada 27-29 martie, tot la Cluj-Napoca, deoarece primarul Emil Boc și-a oferit o deschidere importantă și s-a oferit voluntar spre a se ocupa dânsul în principal de organizarea la Cluj-Napoca a etapei naționale, care până acum s-a desfășurat tot la București, dar acum se va desfășura la Polivalent în Cluj. Frumos din partea primarului din da, Cluj. Da, foarte frumos. Numai să puteți merge, să nu ne împiedice ceva. Sperăm să nu ne împiedice această isterie cu acest virus. Cine sunt elevii, de fapt? De unde sunt și ce clase sunt? Elevii sunt din trei școli, de la Liceul Tehnologic Brătianu, de la Colegiul Național Mihai Eminescu și de la Colegiul Național Ioan Slavici. Eu sunt cel care am coordonat echipa și am format această echipă. Ei sunt specializați sau au dorit să se specializeze pe mai multe domenii, pe proiectare, pe programare, pe ansamblare, pe design. Fiecare are jobul lui bine stabilit în cadrul echipei. Selecția lor ați făcut-o dumneavoastră sau s-au prezentat ei? Nu, selecția am făcut-o eu după cunoștințele mele de matematică și informatică și despre ceea ce ce implică acest proiect. Câțiva dintre ei au făcut parte și din alte echipe anii anteriori. Pe semne că o parte dintre ei se vor îndrepta exact spre această întreprindere care este formidabilă, spuneam de la început. Această întreprindere, după cum bine știți și dumneavoastră, este foarte automatizată și tot ce se desfășoară în procesul de producție aici, totul este pe bandă, robotizat și automatizat. Acesta e viitorul, CNC-urile, tot mașinile cu comandă numerică, proiectarea, programarea, acesta e viitorul și trebuie să ne îndreptăm spre asta, pentru că învățământul încă la noi în România se desfășoară teoretic clasic, dar copiii au mult mai multă deschidere dacă văd și partea practică, adică finalitatea chestiunilor teoretice puse în practică. Văd, de fapt, trei generații. Generația care lucrează, care angrenată în munca aici la fabrică, văd copiii dumneavoastră pregătiți în mod excepțional și vom vedea și demonstrațiile, rezultatul muncilor, și văd copiii de la școala din localitate, de la Medeș Aurit, care vin din urmă să vadă și să înceapă o activitate pe semne asemănătoare. Da, copiii cei mici învață și participă la un curs de robotică datorită unui partener comun atât al nostru, al echipei BiRobotim, cât și a celor de la Lumenziken. E vorba de școala Smart Academy și ei vor fi instruiți spre a continua acest proiect minunat, pentru că la acest proiect de robotică, inițiat de cei de la First Tech Challenge Romania, participă doar elevi de liceu între 15 și 18 ani. Da. Domnule profesor, eu vă felicit pentru tot ce faceți. Rămâneți un profesor cu inițiativă și cu rezultate deosebite și o să îmi permiteți să luăm secvențe din tot ce faceți și demonstrațiile dumneavoastră să le vadă întreaga lume. Nu întâmplător, o emblemă pe pieptul dumneavoastră este Nație prin Educație. Da, Nație prin Educație este organizatorul concursului în România și Ministerul Educației face parte din acest proiect, pentru că au implicat și Ministerul Educației. Este un concurs, e adevărat, nefinanțat în calendarul Ministerului Educației. Au uitat. Au uitat sau, mă rog, acum nu comentă. Iertați. Da. Dar este un concurs la care rezultatele elevilor, dacă primim un premiu, bineînțeles, la regională sau la națională, ei, pe baza acestor premii, pot intra la toate facultățile de profil, gen universități tehnice din orașele universitare. Da.
Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc din suflet. Mă numesc Tudor Moroșanu, sunt elev în clasa 11 la Colegiul Național Mihai Eminescu, la profil de matematică informatică și fac parte de anul acesta din echipa RO064, BiRobot Team, în cadrul competiției First Tech Challenge, organizată de Nație prin Educație și BRD. Da, observăm aici un robot. Ce reprezintă, ce știe, ce face? Robotul a fost construit conform regulilor de anul acesta. Jocul se numește Skystone și a fost cumva inspirat de societățile mai avansate pe care le vedem în filme precum Star Wars și clădiri cât mai înalte ca să... Și practic asta trebuie să facă el, să construiască un turn cât mai înalt. Da. Cine lucră la robotul ăsta? Lucra toată echipa împreună. Am fost împărțiți, bineînțeles, pe departamente, fiecare unde se pricepe mai bine. Unii au fost la proiectare 3D, unii proiectare, adică venirea cu idei pentru sisteme, alții asamblare, programare, unii pe partea de PR. Tudor, eu cred că toți ați simțit o bucurie la reușită. Ce ai simțit tu? Bineînțeles, au fost emoții, inevitabil, înainte de fiecare meci pe care l-am avut și înainte de competiție, dar până la urmă am reușit să le depășim pe toate și, normal, în momentul victoriei nu te poți simți altfel decât extraordinar de fericit, iar dacă pierzi, îți accepti până la urmă înfrângerea și, normal că ești trist, dar... din acea înfrângere înveți ce poți să faci mai bine. Vreau să întreb ceva. După reușită, acum veți merge la Cluj. Să dea Dumnezeu să mergeți să luați un premiu foarte mare, pentru că asta contează în viața voastră. Vreau să vă întreb pe voi, pe toți, și în numele lor, să-mi spui, a știut să mulțumiți profesorului? Eu zic că da. Da? Ați mers să-i spuneți, domn profesor, mulțumesc pentru strădane, am învățat multe și ne bucurăm pentru rezultat. Da, domn profesor, spun că ne-a ajutat foarte mult, atât domn profesor, cât și Andrei, mentorul nostru din partea alu Menzican. Am auzit că este un om deosebit, e doctorant, da. E un om capabil, e profesorul la fel, sunt niște oameni care se dăruiesc. Celălalt robot? Acesta este un robot mai mic pe care l-am făcut pentru unele prezentări. Nu îndeplinește cerințele jocului de anul acesta. Este o formă mult mai simplă a unui robot. Are, după cum vedeți, doar mișcare și un braț foarte simplu care se ridică și care poate muta cuburi dintr-un loc în altul, deci nu este atât de complex. Este pur și simplu pentru a introduce pe cei mai neexperimentați în acest domeniu și a le descrie modul de joc într-un mod mai simplu. Acum ceva mai intim între noi. Nu ne vede, nu ne aude nimeni. În liceul vostru, la Eminescu, știu cadrele și elevii cine sunteți voi, grupul ăsta? Da. Cum știu? Prin intermediul nostru, le-am spus și noi cu ce ne ocupăm și fiecare ne-a lăudat în felul lor, pentru că foarte mulți dintre ei sunt conștienți ce dăruire. Simți că vă și invidiază. Nu neapărat, dar... Lasă să invidieze că faceți un lucru deosebit, sunteți niște oameni excepționali. Pentru Cluj, pentru deplasarea la Cluj, ce gânduri aveți? Dorim să câștigăm cât mai multe meciuri, pe toate, dacă se poate. Credem că suntem mult mai bine pregătiți acum decât am fost pentru etapa regională și sperăm la un premiu cât mai sus clasat. Dumnezeu să te audă și să vă ajute să veniți cu un premiu deosebit, pentru că acest premiu contează în viitorul vostru. Îți mulțumesc mult! Succes! Și eu vă mulțumesc!
Mă numesc Iosif Varodi, sunt din, normal, din Baia Mare. Eu am provenit aici la o asociație, fundația se numește Formația Fara. Așa. Și... și ce faci aici? Aici învățăm. Așa. Ce învățați? Să grădinărim, să culegem un altul. Da, deci, să întrețineți, da, să întreținem, tot ce aparține de o fabrică. Da. Te-ai gândit cândva că poate peste un timp devii salariat la întreprinderea asta? Da. Și suntem. De fiecare și dată. Dorești lucrul acesta? Desigur. Iată că fabrica asta îți oferă un loc de muncă de și a munci ceva, de a câștiga, de a te întreține. Desigur. Le mulțumesc tuturor conducătorilor de aici, pentru că ne-a dat un loc stabil și mereu sunt aproape de noi. Azi facem o demonstrație care poate, unde vom vedea beneficiile colaborării dintre agenți economici, cum este Alu Menziken, dintre comunitate, ceea ce astăzi vom vedea ajutorul și sprijinul primăriei Medieș Aurit, și ONG-ul nostru, Kayak Smile, care ne ocupăm de tinerii din medii defavorizate. Astăzi aici cu noi avem tineri care au ieșit din centrele de plasament și își caută o meserie, învață o meserie. Ăștia au trecut de 18 ani. Au trecut de 18 de ani, da, și au venit alături de noi să învețe o meserie. De data asta suntem la fabrica lui Menziken și învățăm să tundă iarba și grădinăritul. Da, e o mână de ajutor întinsă de fabrică în primul rând. Bineînțeles, de aici a și pornit totul. Da. Cum apreciați gestul conducerii fabricii? Gestul conducerii fabricii este extraordinar pentru noi, pentru că se mulează exact pentru ceea ce facem noi. Cred că de aia a și ajuns să discute cu noi să facem această colaborare. Noi ne ocupăm de obicei de tinerii cu dizabilități sau din medii defavorizate și încercăm nu numai să le facem o viață mai bună, adică să îi întărim puțin în viață și să le schimbăm puțin perspectivele și să integrăm în societate. Iar proiectul ăsta care ne ajută foarte mult să ne ocupăm și de tinerii care au ieșit din centrele de copii, de să mergem mai departe, da, să învățăm și o meserie, deci să zicem să îi învățăm să se bucure și să îi integrăm în societate până la nivelul în care deja își aduc ei aportul în societate. Vreau să vă întreb, s-ar putea ca din întâmplare unii dintre copiii aceștia cu care sunteți astăzi aici să devină salariați la întreprinderea aceasta? Da. Da, se va întâmpla 100% pentru că din când am început acest proiect, am început deja discuțiile nu să ne axăm doar pe grădinării și de tuns gazonul, ci mai mult, de fiecare dată când venim aici, se discută cu acești copii dacă le-ar place, ce meserie le-ar place, li se spune ce se întâmplă în această fabrică, să vedem unde putem să găsim... Nici nu m-am gândit că o asociație sportivă are și asemenea gânduri. Eu vă felicit, este ceva deosebit și ar trebui să învețe mulți din ceea ce faceți dumneavoastră. Stimați telespectatori, am o bucurie deosebită pentru că o întâmplare a făcut ca să mă întâlnesc cu managerul acestei întreprinderi renumite care se află la Medieș Aurit. V-a șocat foarte mult să ne spuneți câteva cuvinte despre întreprinderea aceasta și despre viitorul ei. So first of all, let me thank you for coming here. It's a pleasure for us not only to develop here, but also to tell about our development. We have come here 5 years ago and we have planned and built a factory because we think that this region of Romania is the best place to grow long-term high-technology business. We have opened this facility here late 2018, and Western Europe was not so sure if we could sustain good production methods here and if we could develop this company into an automotive leader. What do we do here? We are a company that mainly supplies components for the automotive industry. Our biggest customers are the German car manufacturers like BMW, like Mercedes-Benz, like the Volkswagen Group. And we mainly do structural parts, meaning
bumper systems that protect passengers, and also battery systems. So the electrification of the traffic outside of the car industry guarantees a long-lasting, fruitful life here. Currently, we employ around 250 people, but we continue to grow. Let me tell you that only since January 2020 and now, we have been awarded new contracts starting next year and lasting up to 2030, so for the next 8 years, amounting to more than 100 million euros. So we will grow and we will continue to be successful. The very special thing about this region is the following. Let me tell you, I came here first being in charge of our sister company in Maramureș, with now two locations, one in Dumbravița and the other one in Tauz. And in 2012, so 8 years ago, I realized that this region is special and the people are special. You have a very, very helpful community, you have well-educated people, and the people are hungry and want to contribute. So we decided to continue to build a very big footprint in Romania, and with this Alumenzigen facility here, we are definitely on the leading edge of technology for aluminum production. The thing that is not only to build a factory and to be successful, it's also about giving back to the people. One thing that we might be able to improve and help improving is the dual education. In Switzerland, where we come from, or in Germany, we have a dual education system where the young students spend time in the factory and time in school to become very specialized, high-skilled workers. We will introduce this program very, very soon. Also, I think for technical education, cooperations with the local technical schools, with the universities, is one of our main goals here. Because a company is only as good as its employees. And we want to continue to educate the people here, because you must understand, if you open, let's say, a bakery, people know, or there is a way to learn how to bake bread. But to do all this very difficult process with metal, with aluminum, is very difficult, and we have to educate the people on our own. So every new employee that comes here on the shop floor, we educate for the first month, and then gradually he continues to add value and becomes more and more important for the success of our company. So education is one thing. The second thing is the local community. There is no window here, but behind this wall there is Medieșu Orit. Medieșu Orit is a very, very good town. We have employed many employees from here. Sometimes, if I think of one family, we hire the mother, the son, and the daughter-in-law, and this is what we want. We want the families to be here and the families to stay connected with us. We don't have any plans to open a second facility at the other end of Romania. We will stay here. We have bought sufficient land to grow, because we think that we can manage the demand here with the current equipment sitting in the factory this year and next year and maybe the first half of 2022. But then we need to take the next steps to build a new hall, to add more equipment here in order to fulfill the demand from our mainly automotive customers in Western Europe. We do think we are a good employer, so I would ask you also to spread
the message, what you've seen here, and that people might be attracted working for Alumenzigen. Again, Alumenzigen is a Swiss brand, but this is a Romanian company. Romanians manage this company, Romanians work here, and I am proud to be a small piece in a big puzzle of Romanian success. Success not only for Alumenzigen, but also success for Medieșu Orit, success for the county of Satu Mare. And let me also thank to all the officials that have helped us over the years, beginning with the prefect, continuing with the mayor, with all the authorities. We really feel welcome here, and so we think this is a good soil, not only to plant one tree, but to plant the full wood. And the trees are growing every day. So thank you for coming here. Eu vă mulțumesc foarte mult, stimați telespectatori. Nu m-am așteptat un om atât de tânăr să fie un manager extraordinar și în afară de aceasta să aibă atâta responsabilitate încât chiar mă impresionează. Și îi mulțumesc pentru tot ce face pentru România, în primul rând, apoi pentru Satu Mare, apoi pentru Medieșu Aurit. Această colaborare este în folosul poporului de aici și vă mulțumesc foarte mult pentru binefacerile dumneavoastră. Este o colaborare deosebită. Vă doresc succes în tot ce faceți. Mulțumesc! Stimați telespectatori, sunt cu domnul Alex. Datorită dânsului am realizat această emisiune, pentru că dacă nu era dânsul, nu ajungeam până la capăt. Iată că suntem în final. Domnul Alex, vreau să vă întreb, ați început furtunos întreprinderea aceasta, o instituție extraordinară. Mi-a spus că are o fundație formidabilă. Înseamnă că instituția asta are o viață, un trai enorm de lung. Înseamnă că instituția asta, fabrica aceasta, va dăinui cât fabrica. Aveți dreptate. Când spuneți că am început furtunos, vă referiți la faptul că întreaga construcție s-a ridicat în 9 luni. Da. Surpriză. Am început furtunos și, într-adevăr, fundația, cel puțin la partea de turnătorie, e adâncă și e solidă. Și da, planurile de viitor a companiei sunt să rămână și să continue să investească aici în Medieșu Aurit. În zonă, compania mamă și noi deținem 40 de hectare de teren pe care vrem să continuăm investițiile, astfel încât în anii următori, pe termen mediu și lung, probabil că va exista un mic parc industrial aici, deținut de Montana Tech Components, compania noastră mamă. Iertați-mă că vă întrerup. 40 de hectare înseamnă că vă aveți bine cu primăria. Pe care nu le-am cumpărat de la primărie, pe care le-am cumpărat de la persoane fizice, proprietari privați. Da. Da. Dar primăria colaborează cu dumneavoastră. Primăria este extraordinară. Nu am avut niciodată niciun fel de dificultăți în a obține autorizările și avizele necesare. La fel cum nu am avut niciun fel de dificultate cu niciuna dintre instituțiile statului. Noi suntem un proiect care este în parteneriat cu statul român de la început, fiind implicați în schema de ajutor de stat. Drept urmare, nu putem decât să mulțumim autorităților locale, județene, naționale, pentru tot suportul și mă bucur să văd că în sfârșit și România se deschide și oferă ajutor înțelept multinaționalelor, atrăgându-le și stimulându-le să investească și să investească pe termen lung în România. Pot să vă întreb, domnul Alex, în viitor, în viitorul apropiat, la ce număr se poate ridica salariații dumneavoastră? În momentul de față, suntem aproximativ 250 de angajați și datorită pandemiei care ne macină pe toți acum, probabil că vom rămâne în continuare așa pentru următorul an, poate chiar un an jumate, dar în perspectivă se va trece de 600 de angajați. În momentul de 600? Față, da, în momentul de față există un proiect în desfășurare a companiei care face din același grup parte cu noi
Universal Alloy Corporation de la Dumbrăvița. Ei vor construi o fabrică pe unul dintre terenurile pe care le avem în spatele fabricii și ei vor angaja probabil 100 și ceva de angajați. Deci să zicem în 2 ani probabil că vom fi 400 în zonă. Foarte frumos. Și de unde îi selectați? De peste tot. De peste tot. Avem angajați care sunt din Medieșauri, din Satul Mare, din Baia Mare, eu sunt din Arad, avem angajați care sunt din Timișoara, practic suntem o companie interesantă pentru mulți. În parteneriat cu primăria încercăm să obținem aprobarea pentru construirea podului peste Someș, la Potău. Din câte știu eu, dosarul va fi semnat în curând, deci să sperăm că în următorii 2 ani va fi un pod care să faciliteze accesul celor de pe malul celălalt, cred că zona Codrului, dacă spun corect. Da. Și încercăm să ajutăm o mână, să oferim o mână de ajutor și celor care sunt pe malul celălalt, astfel încât de ce nu să-și găsească și un loc de muncă aici, mai ușor. Domnul Alex, am observat că aveți aceeași gândire ca și managerul, un om extraordinar. Dumneavoastră vă gândiți la toate și vă gândiți în perspectivă. Este un lucru formidabil pentru care vă mulțumesc. Vă mulțumesc în numele locuitorilor din zona aceasta care au un loc de muncă asigurat și în condiții atât de prielnice. Vreau să remarc atitudinea dumneavoastră față de tinerii care își caută servici. Faceți o adevărată educație a lor pentru viitori salariați ai întreprinderii. Vă mulțumesc pentru toate. Să dea Dumnezeu să aveți succes în tot ce faceți, pentru că meritați și nu aveți decât mulțumirile noastre și vom încerca cu tot ce putem noi să popularizăm tot ceea ce faceți dumneavoastră atât de util pentru populația din Satul Mare. Mulțumesc foarte mult. Atât aș vrea să spun, orice companie înțeleaptă o să investească în dezvoltarea oamenilor la locul de muncă și în nivelul de trai al lor în afara companiei. Atât timp cât putem să ne aducem aportul în dezvoltarea comunității care ne înconjoară, vom avea tot timpul angajați care vin relaxați, care vin cu mai puține probleme la lucru, ceea ce îi face mai eficienți. Nu cred că responsabilitatea unei companii ar trebui să se oprească la a asigura un salariu decent, cred că trebuie să meargă mai departe. Dacă creăm o familie, o să putem să ne fidelizăm și să contăm pe sprijinul angajaților pe termen lung. Intenționând să fim pe termen lung aici, ne dorim să fim alături de oameni care vor să-și construiască o carieră aici pe termen lung. Stimați telespectatori, nu am decât să mulțumesc domnului Alex pentru bunăvoință, să-l asigur că oamenii pe care îi angajează pe parcurs vor rămâne aceiași credincioși întreprinderii și cu bun simț, așa cum îi caracterizează, așa cum învață zilnic de la conducătorii acestei întreprinderi. Până la o nouă întâlnire, Teodor Curpaș vă spune la bună revedere!